Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vești din lumea plină de surprize plăcute a sinecuriștilor din România, oameni care au demonstrat ceva în viață, doar că nu știm cui, sau putem presupune cui, și care acum primesc de la partid funcțioare în consiliuțe de administrație pe aici, pe acolo. Așadar, Ministerul Transporturilor, recte domnul Sorin Grindeanu, a oferit un nou mandat în Consiliul de Administrație al falimentarei companiei CFR Marfă unui pensionar revoluționar, în sensul că are certificat de revoluționar, proprietar de amanet și casă de schimb valutar și care are trecută în CV activitatea de monitorizare mese festive. Bun. Deci e prima dată când aud asta, că ți-ai trecut în CV și care e jobul tău? Monitorizez mese festive. Cum? Deci atenție, asta îmi trebuie. Mă interesează în mod direct. Deci nu organizează, înțelegi? El nu organizează, el doar monitorizează, da, cu oameni. Adică el e șef peste ăla care organizează. Și ca monitor bănuiesc că și guști. Păi clar, trebuie să verifici calitatea în permanență. Adică domnul acesta, îl cheamă Bordei, dânsul este un fel de Gigi Becali al meselor festive. Așa cum Gigi Becali, el nu antrenează, dar el monitorizează antrenorii. Corect. Înțelegi? Da. Așa și domnul acesta nu se coboară el să organizeze o masă festivă. Dar după ce organizatorul își face treaba, dânsul monitorizează dacă totul este în regulă și dacă nu, spune, mai adă o sarmală la domnul. Aceste rulouri cu brânză nu e ce trebuie. Da. Felicitări pentru muzica pe care ați folosit-o când a venit Shalom Meunier. Înțelegi? Bun, deci cum spuneam, este domnul Nicolae Bordei, PSD, care, cum spuneam, are un CV absolutamente impresionant, pe care l-a studiat în detaliu publicația Club Feroviar. Dânsul, adică domnul Bordei, a precizat în acest CV că a absolvit liceul în 1978, când avea 27 de ani. Bun. A aprofundat studiile. Bine că l-a absolvit. Băi, e important dacă a perseverat. Da. Diploma de absolvire a liceului apare abia în 2014, la liceul Iancu C. Vasarion din Titu Dâmbovița. Este de fapt Visarion, dar CV-ul e plin de greșeli, nu e ortografie. Bun. 3 ani mai târziu, deci 27 de ani, termină liceul. În 2014 și-a dus aminte, s-a dus să ia și diploma. Țidulă. De la secretaria, cine se grăbește să ia diploma. Și 3 ani mai târziu, în 2017, la frumoasa vârstă de 66 de ani, la care alții se retrag la pensie, dânsul obține și o diplomă de studii de la SNSPA. Bravo! Studii politice, lucruri de genul ăsta. Să știi că eu nu cred că se oprește. În 20 de ani se bagă și la un master. Da. Eu am senzația că se accelerează. Deci învățarea nu se oprește niciodată, dar accelerează. Vezi, adică i-a trăit 27 de ani să facă liceul, după care diploma a luat-o când a luat-o mai târziu, însă în 3 ani, pac, a luat și facultatea, diploma de facultate. Poate are masterul, dar nu se laudă cu el. Exact. Cât despre activitatea profesională, dânsul a avut un parcurs plin de provocări. Încă o dată, reamintesc, dânsul e membru în Consiliul de Administrație în conducerea CFR Marfă. De asta vorbim de dânsul, nu că e un particular oarecare, dânsul are... Da, da. A început ca tapițer în 1969 la dus-i. Cooperativa de Mobilă și Tapițerie București. În 1977 a fost șef compartiment CTC. Deci vezi, mă, monitorizare calitate de are experiență. După aia a fost maestru. În 2013 a fondat o casă de schimb valutar și un amanet. Asta a fost afacerea pe care a făcut-o dânsul și a dat seama că societatea are nevoie de încă o casă de schimb valutar și încă un amanet și le-a făcut dânsul. Membru fondator. În Crângaș. Din București. Bun. O zonă bună. 2013 oricum a fost un an plin de provocări pentru domnia sa, pentru că tot atunci a intrat în politică. Consilier la sectorul 6. În 2016 a devenit președinte la Asociația Seniorilor București. Nu aveți, mă, seniori și voi la Rapid? Avem aristocrați, nu seniori. Ah, mă scuzați? Deci, și la această asociație, după spusele sale, cum am zis, supraveghează și monitorizează mesele festive de socializare la un restaurant. Îi dă și numele, cred că e greșit că am verificat restaurantul respectiv, nu apare cu numele, apare cu nume cu o literă schimbată, dar cum am zis, CV-ul dânsului este plin de greșeli. De mișto restaurantul? Așa și așa, sunt review-uri împărțite. E de ăsta care organizează mese festive, gen da, tip nunți? Da, și e cineva care remarcă acolo, sunt multe ratinguri de 2 stele și de 3 și cineva a remarcat că toaleta este, vine
ca dintr-un film din anii 70. Păi nu știu ce înseamnă asta. De asta avea nevoie de un monitor. Da, exact. Adică nu știu ce. Dar asta este exact ce scrie în review, că am verificat. Oricum, pot să am și o rugăminte, că sincer mă interesează. Dacă știți despre existența cu adevărat pe scară largă acestei meserii, să zic așa, acestui job, vă rog să ne dați și nouă de veste 07283132, dacă mai știți de existența unor cetățeni care monitorizează mese festive, la ce bani și care-i programul. Da. Adică... și dacă poți să iei acasă, da, ce rămâne... Și să nu fie în perioada prânzului, că se doarme, nu? Da. Da. Altfel, pe o notă ceva mai serioasă, în 2022 CFR Marfă a prevăzut în buget pierderi de aproape jumătate de miliard de lei. Au nevoie de un monitor. Da, iată de asta. Păi de asta a numit domnul Grindeanu profesioniști în Consiliul de Administrație să se mai termină dată cu pierderile astea înspăimântătoare. Păi domnul Mordei, dacă l-ar lăsa, dacă i-ar da mână liberă, n-ar pune dânsul garniturile alea de tren și locomotivele, să le pune în vitrină la amanet, să le ieie cine are nevoie de ele? Fiare l-om! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.